Grupa Under 10 de la FC Câmpia Turzii a întâlnit în etapa a 6-a pe Sporting Cluj-Napoca, meci ce s-a desfășurat sâmbătă, 21 octombrie, la complexul sportiv La Broscuța din Câmpia Turzii. Întâlnind una din cele mai puternice echipe din campionat, elevii antrenați de Flaviu Pop au ieșit în evidență prin efortul depus și dăruirea din teren. Cu multe emoții în fața propriilor suporteri, jucătorii de la FC Câmpia Turzii au avut ocazii bune de a marca, dar și momente în care emoțiile și-au spus cuvântul. Una peste alta, la meciul final, fotbaliștii celor două echipe au fost aplaudați pentru spectacolul oferit în teren. Pentru FC Câmpia Turzii urmează meciul din deplasare cu grupa 3 de la Sporting Cluj-Napoca, meci ce se va desfășura marți, 24 octombrie, de la ora 18, la baza Transilvania.